Salutare! Salut! Bine ați venit la un nou vlog, suntem Ruben și Cristina Ciurda și astăzi am pregătit episodul cu așteptările bărbaților versus realitatea. Acum, ce ne dorim și sperăm să fie în toate familiile, e prima parte, sau cel puțin măcar jumătate din fiecare moment care l-am prezentat în acest episod. Să știți că viața de familie e foarte frumoasă și cu toate, în ghilimele, defectele care le avem și unii și alții, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a pus împreună și ne ajută să ne formăm ca un întreg. Vă dorim vizionare plăcută! Ia, ți-ai iubită! Ia, ți-ai iubită! Unde se pregătesc micul dejun? Bine, dar la 12 la amiază, serios, nu mergi să te aranjezi și tu un picuț. Ia lasă-mă acum să fiu comod, de ce tata a aranjat? Iubita, am sosit! Ce foame mi-i! Bine ai venit, iubitule! Hai că ți-am pregătit masa, du-te, schimbă-te și ne vedem! Vai, iubita, ce fain a fost astăzi la lucru! Da? Da, așa de bine au mers toate lucrurile, chiar... Super! Ți-am pregătit, iubire, ce-ți place ție și sănătos! Ai făcut și micii care îmi plac! Ți-am făcut și desert, iubire? Am făcut și tiramisu! Iubita, am sosit! Ce foame mi-i! Am comandat! Acum trebuie să ajungă! A, pe serios, iubire, tăi din oraș mănânc tătă ziua, dă-o încolo! A, ce ai făcut tătă ziua? Mai fă ceva din mâncare, să mănânc și ceva bun acasă! Salut! Salut! Aici e mâncarea! Dar ce? Te doresc spatele? Hai să-ți fac o masă. Eu, iubită, ce ar merge un masaj? Ce masaj își trebuie? Nu vezi că am treabă pe telefon. Alo. Salut, Ruben, ce mai faci? Salut, da, bine, la lucru, te pe ce pe acasă. Tu? Da, mă pregătesc de mișcare, vii la un fotbal. Da, sigur, cum să nu? Cine a fost? M-a sunat Andrei să mă cheme la fotbal. Ce fain! Mai faci și tu un picuț de mișcare? Să joci bine, iubire, succes! Da, mă pregătesc de mișcare, vii la un fotbal. Da, sigur, cum să nu? Unde-s că merg? Da, nu, eu, iubică, ăștia merg la fotbal. Băiețe, eu nu, eu am zis că stau cu tine. Nu mă duc în nicări. Nu așa că odată pe lună ți-ai ajuns cu prietenii. Vai, iubire, ești o binecuvântare. La toate te pricepi. Dar ai oprit curentul acolo sus, că te curenta. Doamne, că nu știu după ce te bagi în lucruri care nu te pricepi deloc. De ce n-ai chemat pe cineva care să pricepe la lucruri din astea? Nu-ți trebuie o șurubelniță acolo, cu mâinile goale faci. Iubită, dar să fii gata la 12, bine? Ca să nu întârziem. Bine, iubire. Gata, iubitule? Ai, 12 fără 10 și deja ești gata. Bravo, iubită. Hai să mergem. Iubită, dar să fii gata la 12, bine? Ca să nu întârziem. Tot timpul trebuie să întârziem, mă. Deci tot timpul, mă, nu există odată, mă, să meargem undeva și să nu întârzi. Extraordinar. Mai ai? Acum mi le calc, iubire, și vin. Dar, păi, nu, femeile trebuie să-și aranjeze părul, să se machieze, să... Domnească pentru voi, bărbață, ai și tu un pic de răbdare. Ai, Doamne, niciodată noi nu putem să fim la timp, frate. Oricând, oriunde, nu putem să fim la timp, serios. Gata. De ce stai acolo îmbucnat?
că femeile au mai mult, e pregătit. No, super, bine că ai venit după oră de vreme, dar ți se pare normal acum, serios, de oră stau aici la ușă și te aștept. Bacă aia, bacă aia, deci niciodată noi nu o să putem să mergem deodată cu tatăl meu, trebuie să fim tot ultimii și să tot întârziem. No, hai să mergem, asta este. Ioi, m-am sfârșit acasă. Hai, Doamne. Fă-te comod, iubitule. Uite, ți-am pregătit ceaiul tău preferat. O, mulțumesc, iubită. Tot timpul ai așa grijă de mine. O,